guvernele și să vină cu sumele pentru că acești bani, încă o dată, odată cheltuiți din bugetul primăriei, nu vor mai fi recuperate. Bugetul primăriei, bugetul oamenilor din Piatra Neamț. Eu vă mulțumesc și în altă vădere. Și persoanele cu handicap sunt oameni din Piatra Neamț. Da. Sumele sunt foarte mici, spun paralim, 10% din rectificarea asta este pentru persoane cu handicap. Și putem să ne limităm la enduro sau la nu știu ce chestii câteva... Da. Nu să puteți avea dreptate, putem să ne limităm la toate, am putut să ne limităm la a nu face referendum, la a nu cheltui 22 de milioane de euro, adică 500 de mii de euro pe fiecare au primit informare scrisă și solicitare personală, inclusiv din partea mea, pentru a susține cauza orașului Piatra Neamț în ceea ce înseamnă persoanele cu dizabilități. Avem promisiune de la parlamentarii noștri, inclusiv de la domnul Ponta, că în cel mai scurt timp posibil se rezolvă această problemă. Eu mă bucur tare mult și aveți dreptate. Și nu am făcut este din această intervenție un mesaj politic sau o pregătire de campanie. Este foarte bine că ați făcut asta, este foarte bine și asta înseamnă că în cel mai scurt timp problema persoanelor cu dizabilitate se va rezolva pe ceea ce spuneam. Da, și dorim. Dar foarte bine că ați făcut asta. Un om care l-a primit de 3 luni de zile, dreptul care îi se cuvine și care este la limita competenței, pe ideea că așteptăm noi nu știu ce împlinire sau mesaj politic. Nu, dar mesajul noastră și vrem să ne dăm banii, eu vă promit să-i dăm și vă propun să-i dăm cu orice risc. Nu, îi mai scutem de oameni care sunt în capitale, de oameni care trăiesc efectiv de azi pe mâine. Asta este ideea. Eu vreau să mă contraziceți, am zis pe cifre. Dacă dumneavoastră știți că dacă noi alocăm acești bani din bugetul local, dacă se mai pot primi înapoi, nu se mai pot primi. Pentru că odată alocat, rămân definitiv oamenii pietrelor. Dumneavoastră ați spus, am făcut intervenții prin parlamentar și aveți promisiuni de la domnul Ponta că în cel mai scurt timp se rezolvă această problemă. Asta înseamnă săptămână două. Haideți să primim banii de la București, haideți să folosim oamenii din Piatra pentru nevoile din Piatra. Există și această variantă, dar eu cred că inclusiv oamenii din Piatra n-au nimic împotrivă să achităm aceste sume cu caracter de urgență pentru cei aflați într-o nevoie înfiorătoare, da? Decât, nu știu, să găsim alte proiecte sau alte fonduri pe care le suportă. Dacă aveți promisiunea că acești bani vor fi trimiși de la guvern, haideți să alocăm această sumă deocamdată și să sperăm că în cel mai scurt timp primim banii de la buget, pentru că s-a punctat foarte bine acești bani odată dați, nu mai putem lua după aia din suma care ni se punea din cota de TVA. Și de ce să forțăm bugetul pe o perioadă mai lungă când aveți promisiuni că acest buget se va rezolva? Vă rog să-mi permiteți, să conduce discuția atât de, cum să vă spun, derizoriu. Dacă noi avem pe sport 100 de miliarde în bugetul pe 2012, oare niște baroni de ăștia ca noi, noi toți, că dacă spui de altul, să supără. Nu putem să dăm pe 3 luni la handicapați. Haideți să înlăturăm culoarea politică, nici nu. Noi aici trebuie să fim într-o armonie, în sensul ajutorării oamenilor necăjiți. Păi dacă am dat la sport atâția bani, dacă un om din sportul nențean are 3.000 de euro, m-am speriat pe statul de plată acolo, păi un necăjit.
domnilor, am ajuns noi mari, dar nu se poate, eu mă așteptam la doamna Anton să reprezintă asistența socială, viceprimar, nu există așa ceva. Trebuie, păi da, am adus muzici, am cheltuit bani, am dat bani la sport, am aruncat la firmă privată. Dar dacă ar fi așa să o luăm, dar haideți să nu mai ținem seama de culoarea politică. Eu respect doamna deputat și știu că ai un suflet bun. Haideți să nu politizăm, dați-le banii cu oamenilor ăștia. Este așa de rușine să apari împopoțonat și mâncat în fața lor, dar nu se poate așa ceva. Eu nu mă așteptam la astfel de discuții. Dar nu, cred că n-ați adus discuția un pic prea de rău. Nu am dus-o, trebuie să rămâne. Îmi pare rău că nu este doamna Faic, director economic aici, în această ședință, să vă explice. Din buget nu sunt roade oriunde bani. Nu vă imaginați că acest buget e un sac cu bani în care, vis-a-vis de care hotărâm noi dimineața ce facem cu ei. Bugetul este structurat, doamna Ionică, nu putem lua de oriunde. Să vă oprească în alte, în alte împrejurări și pentru alte lucruri, am putea să o facem. Alea sunt deja bugetate, doamna Ionică, din momentul în care s-a structurat bugetul. Dar putem să facem tehnice pe tâmpire. Dacă sunt promisiuni de la București, tu vin bani. Dacă nu-ți vine rectificarea bugetată de la București, îi dai atunci la cultură și religie, diferența asta de șanță. Nu se poate veni. Nu se poate veni. Domnul de la București, odată alocată suma din bugetul local, ea nu mai poate fi alocată de către Ministerul de Finanțe. Rezolvăm o lună, vin, nu vin banii, îi mai dăm și luna viitoare. De ce vă trebuie să cheltuiți banii cu oamenii de viața? Eu înțeleg că toată lumea este cu suflet alături de o nevoie. Și tocmai de asta este și lucrată. Tocmai asta e scopul de lor. Doamna Ionică m-a interpelat în ședință, este o toată ziua ca acești părinți. Și credeți-mă că am făcut eforturi deosebite ca acești părinți să-și primească. Mă bucur. Da, dar și la... Eu cred că bine că aici. Dar nu este recuperat. Asta e ideea. Eu am citit, dar vreau să-mi doresc, dar documentul ăsta de finanțare a acestor șarpier cu întreținerea persoanelor candidat și a impozitorilor este numai din bugetul de stat sau o cotă parte provine și de la comunitatea locală? Deci legea prevede că o poate parte de la comunitatea locală. Dar așa de bine, vă rog să-mi permite să-mi duc la capăt ideea mă civilizată. Deci dacă suma asta vine o parte de la bugetul local și o parte de la bugetul de stat, de la guvern, atunci întrebarea mea este, noi am pus la dispoziție această sumă ca ea să se adune cu suma de la bugetul de stat, de la guvern și să putem după aceea emite pretenția că buget, guvernul USR a dat sau nu a dat banii? Sau e doar o demagogie și un mod de a face multe baluri pe o chestiune care până la urmă devine una strict politică și nu e cazul în această situație să o politizăm. Deci, ideea, întrebarea este simplă. Noi am pus partea noastră, trebuie să punem sau nu trebuie să punem. Și după aceea rezolvăm problema de o manieră inteligentă. Că niște oameni care chipurile suntem, facem parte din partidul Piatra Neamț, pentru că așa am înțeles că facem parte din partidul Piatra Neamț. Sau asta este doar o demagogie care apare din când în când pe sticlă. Dacă facem parte din partidul Piatra Neamț, hai să facem de fapt o parte din acest partid, să alocăm sumele astea, noi în mod paralel să facem demersurile la Guvernul României prin reprezentanții noștri și să stingem o dată acest foc, pentru că suntem ridicoli. Atâtea ore discutăm un lucru când el se poate rezolva de o manieră foarte profesională, calmă și umană până la urmă. Am înțeles răspunsul dumneavoastră. Acest poate, însă în continuu foarte sub ideea, acest poate înseamnă că lasă la atitudinea comunității locale să participe și ea în cazul în care guvernul nu face față. Ca acum, dacă ne ducem la originea acestor lipsuri de la bugetul de stat, atunci putem să nu mai terminăm discuția cu tot felul de investiții proaste care se luptă în România. Deci, eu vă propun să stingem o dată pentru totdeauna acest subiect și o să fac ultimul cuvânt în această sesiune aproape pe mine. Supunem la vot și vă propun, doamna președintă, să terminăm.
Propunem un amendament pentru 3 luni. Bugetul așa cum a fost cheltuit. Sau cu amendamentul? Cu amendamentul pentru 3 luni să fie salariul. Propunem un amendament. Deci suma să fie solotit. Da, domnul Deci a fost o labă, dacă dânsul era puțin mai atent, putea să de la început. Deci nu putem să punem pe două la loc. Și dacă este cazul să venim cu proiectul de hotărâre, eu aș propune ca noi colegi să fim mai atenți și de la început să ne înstrig la cuvânt. Înainte de a vota. Atunci mergem la cea de-a doua hotărâre. Prezintă încheierea unor parteneriate. Cine este pentru? Împotrivă. Dacă se abține, cine îl poate? A treia hotărâre privind participarea municipiului Piatra Neamț în cadrul programului operațional de regional al statului, sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor, potențial port de creștere, domeniul major de intervenție 1-2, sprijinirea investițiilor în eficiență energetică a blocurilor de locuințe. Cine este pentru acest proiect? Împotrivă. Dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Și cea de-a patra hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe proprietatea municipiului Piatra Neamț. Cine este pentru? Împotrivă. Dacă se abține cineva. Nu, vreau să fac o mențiune aici, pe față. O recomandare. Eu sunt și membru în comisie, situația pare bună. Aș avea o recomandare aparată de specialitate pe domeniul social. Ancheta socială este pe un model foarte firar. Deci, în momentul de față, pentru toate drepturile sociale care se dau în diferite instituții, sunt contoare cu 6.000 de litri. Chiar ieri este o speță că s-au găsit pentru rețetele compensate, pensionarii declarau pensia, nu declarau că mai vându ceva și mai au alte venituri. Recomand ca aparatul specialitate să creeze un model de anchetă socială și de cerere pe propria răspunde detaliat pe tipul de venituri, situația copiilor, după modelul de la ajutorul social, ceva de genul ăsta, exact cu lucrurile pe care trebuie, în care, deci, odată, solicitatul certifică prin semnătură că declară că nu mai am alte venituri, n-am nu știu ce, nu știu ce. Și, la fel, ancheta e mai detaliată să vede clar ce se întâmplă. Acum, controlul porții de copii, chiar pe asta să fac și la Direcția de Muncă a Direcției de Prestații Sociale și la Casa de Sănătate și cu finanțele să fac tot felul și descoperă că, de fapt, ăla are alte venituri și noi votăm aici pe o chestie și poate să nu fie chiar așa. Nu, e pentru bunătățirea activității. Încheiem ședința de astăzi, vă mulțumesc!